intens, nu? Da, bineînțeles. Mai multe emoții. Și cu foarte multe emoții, dar mă bucur că s-a terminat cu bine. Un viitor strălucit, îi vezi? Eu zic că da. Cum ai simțit așa după ce ai jucat aceste meciuri, după ce ai dat aceste goluri? S-a maturizat așa mai mult? Sau... Eu zic că încet, încet el va prinde încredere, se va maturiza, dar trebuie să avem răbdare cu el. Îl țineți așa cu picioarele pe pământ? Mai are momente când visează? Dar nu visează niciodată. El poate visează fotbal, dar nu visează altceva. Cum e ca și copil? E un copil bun, talentat și de perspectivă. Și la ce echipă visează să ajungă? Eu deocamdată îmi doresc să joace aici la FCSB cât mai mult timp, să dea goluri și după aceea ne gândim mai departe. Ai visat la momentul ăsta de când era copil? Eu știu să-l vezi marcând într-un derby de genul. El a visat întotdeauna să joace și să dea goluri. Ce-ți fac ei de atunci, și părinte? Eu, ca și părinte, am spus să fie serios la antrenamente, să se antreneze, să respecte ceea ce spune antrenorul și să vină și cu ceva în plus, care destul. Mândru de copilul tău. Mândru și fericit. Mulțumim!